Chec de Crăciun cu lămâie, gătim cu căsuța mea din produse lactate naturale de calitate. Pentru a lua în bolul unui vas, batem 150 de grame de unt la temperatura camerei cu 220 de grame de zahăr și un praf de sare. Încorporăm 3 ouă. Adăugăm 200 grame de smântână, cu o linguriță esența de vanilie. Radem coaja la 2 lămâi, turnăm 50 de ml suc de lămâie și continuăm să mixăm. La final adăugăm 350 g de făină cernută cu 12 g praf de copt și o linguriță curcuma. Amestecăm totul împreună până se leagă ingredientele. Transferăm aluatul într-o formă cu diametru de 24 cm. Nivelăm ușor suprafața și coacem 55 de minute la temperatura 180 de grade Celsius. Pentru glazură amestecăm 30 de grame cremă de brânză cu 30 de grame de zahăr pudră și 3 linguri de lapte. Ungem checul cu glazura noastră. Decorăm cu bomboane decorative și savurăm cu plăcere. Iar noi vă mulțumim pentru vizionare. Sărbători fericite!